și la Cluj, acum se ține să facă de 20 de peste Sfânt, și la Viera Sfânt. O zi specială la Craiova astăzi, pe aeroportul internațional, un moment pe care îl așteptam de mult timp. Primul zbor efectuat către Milano, o cursă care a venit de la Milano-Bergamo la Craiova cu 154 de pasageri, o cursă, aceeași cursă de fapt, care a plecat către Milano cu 172 de pasageri. In fact, we have here a brand new, shiny, beautiful terminal building, and outside you had the newest Airbus A320 in Wizz Air's fleet. După cum am putut vedea, avem aici un terminal foarte frumos, minunat, lipitor de curat, iar afară ați putut observa noul model, cel mai nou model de Airbus A320. Avem foarte multe avantaje și biletele au avut costul foarte mic. Prețul biletului este avantajos? Foarte avantajos, ne așteptam. Pentru acest zbor spre Milano, care sperăm noi să aibă o viață cât mai lungă, anual aeroportul din Craiova va încasa peste 100.000 de euro. Fiecare aeronavă care aterizează cu un anumit număr de pasageri, minim 160 de pasageri, lasă 1.000 de euro aici la aeroportul din Craiova. Pe un calcul făcut două zboruri săptămânal, înseamnă că peste 100.000 de euro ajung săptămână anual în bugetul aeroportului din Craiova, bani care îi vor folosi la finanțarea investițiilor viitoare. Pentru aeroportul din Craiova, astăzi este o zi foarte importantă. Prima cursă privată low cost Wizz Air va decola peste câteva minute. În acest moment, pasagerii se îmbarcă în nava care a sosit de la Bergamo și va decola peste câteva minute. După negocieri îndelungate, Consiliul Județean Dolj a reușit să aducă Wizz Air la Craiova, un lucru cu care autoritățile județene se mândresc. Wizz Air va opera două curse de pe aeroportul din Craiova, curse care, după cum au declarat oficialitățile și după cum am văzut că de la prima cursă, cea din Bergamo, vor avea succes deoarece avionul este plin. Aeronava are o capacitate de 180 de locuri. Cea care a aterizat de la Bergamo a venit cu o încărcătură de 150 de persoane, iar cea care pleacă în aceste momente apoi în Italia are la bord 172 de persoane. Așteptam de mult cursa asta. Vă dați seama, este minunat pentru toți românii care sunt plecați și care locuiesc în Craiova. Turbo, mega turbo.